Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. În această seară ne-am propus să abordăm mai multe teme care vă vizează în primul rând pe dumneavoastră, cei care sunteți fermieri, care aveți în proprietate un teren. Dacă este cultivat, dacă nu este cultivat, dacă puteți beneficia de bani de pe urma acestor suprafețe, cam ce ar trebui să cultivați pe aceste terenuri ca să primiți bani și credeți-mă că puteți obține bani, este nevoie de puțin interes, de puțină muncă, de niște drumuri probabil, de niște informații pe care le aflați uitându-vă la Sălejanul TV, evident. Acestea sunt doar câteva teme pe care vi le propunem în această seară cu invitatul nostru. Îmi face o deosebită plăcere să vă prezint pe doamna Aurora Sabou, șef serviciu autorizare plăți în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură Sălaj. Bună seara, bine ați venit în emisiunea noastră. Bună seara, bine v-am găsit. Înainte însă de a discuta temele pe care ni le-am propus în această seară, vreau să vă reamintesc, doamnelor și domnilor, sponsorul oficial al emisiunii noastre Agricultura la Raport în cadrul Sălăjanul TV, firma Sandana, cu brutăria Horatu Crasnei, brutăria patiseria din Zalău, pe lângă produsele obișnuite de serie mare, vorbim aici de franzelă albă, neagră, cozonaci, specialități cu diverse umpluturi, firma a introdus în sortimentație în ultimii ani și câteva produse cu rețete de casă, tradiționale, vorbim aici în primul rând de pâine pe varză. Am din nou plăcerea, doamnelor și domnilor, să vă arăt o pâine care a fost scoasă din cuptor în urmă cu câteva minute. Este un adevărat spirit din satul Sălăjan. Dacă vă aduceți aminte de copilărie, mulți dintre dumneavoastră, această varză, care nu este doar de formă, ea chiar se află aici, este și în realitate un miros și un gust deosebite. Sunt niște produse extraordinare, pâine coaptă în tavă, ca la bunica, cozonaș tradițional cu nucă și alte umpluturi. Ce să zic, o experiență, experiența face diferența, aproape 20 de ani de experiență în cadrul acestei societăți, căreia îi mulțumim. Bun, revenim, doamnelor și domnilor, la temele pe care ni le-am propus în această seară. Doamna inginer, se vorbește foarte mult despre plățile directe pe suprafață, se vorbește și în media. Cred că fermierii cunosc foarte bine acest aspect, însă vreau pentru început, ca o introducere, să ne spuneți de fapt ce sunt aceste plăți directe pe suprafață. Care e de fapt explicația lor? Plățile directe pe suprafață sau plățile SAPS, așa cum le cunosc fermierii noștri, cum probabil le știți și dumneavoastră, sunt plăți decuplate de producție, adică se primește o sumă fixă pe hectar, decuplată de producție, cum vă spuneam. Sunt plăți care sunt plătite din FEGA, din Fondul European de Dezvoltare Agricolă, și le primesc fermierii noștri care depun cererea, care sunt eligibili pentru plăți. Știți cum e? Și la loto, să spun, dacă vrei să câștigi, trebuie în primul rând să joci, pentru că altfel nu poți să câștigi. Și aici fermierii trebuie să vină cu niște solicitări. Am făcut o scurtă glumă la început de emisiune. Eu știu că suntem în plină campanie de preluare a cererilor pentru plată în această perioadă. Da, aveți dreptate, suntem în plină campanie de preluare a cererilor pe suprafață și dacă tot sunt în emisiunea dumneavoastră, trebuie să reamintim telespectatorilor și fermierilor că plățile directe de suprafață se depun și anul acesta în perioada 3 martie, 15 mai, fără penalități, și din 16 mai până în 10 iunie inclusiv, cu penalități de 1% de întârziere pentru fiecare zi lucrătoare. Așa că încă mai au vreme fermierii să vină să-și depună cereri la APIA, cei care n-au depus încă. Aceste penalități pentru întârzieri, nu știu, constau în ceva anume, se reduc sumele de bani? Dacă eu, spre exemplu, întârzii să vin cu cerere la timp, sau ce s-ar putea întâmpla? Da, dacă întârziați cu cererea, v-am spus, din suma pe care trebuie să o primiți, 1% pentru fiecare zi lucrătoare, care ați întârziat din 15 mai până în 10 iunie, atunci sunteți sancționat. Am vrut să insist pe această problemă astfel încât să înțeleagă fermierii că aceste solicitări trebuie depuse în timp util, astfel încât ele să poată fi procesate și să poată fi respectate acele termene. Apropo, avem și o perioadă pentru depunerea modificărilor la cerere. Sigur că avem o perioadă tot așa, până anul acesta, până în 2 iunie, se pot depune modificări la cererile depuse în timp util, cum să zic, da, până în 2 iunie se depun modificări la cerere fără penalități și din 3 iunie până în 10 iunie se mai pot depune modificări la cerere, dar și pentru aceste modificări se percepe 1% penalizări pe fiecare zi de întârziere.
Deci se penalizează numai suprafețele care au fost modificate după data de 2 iunie. Deci bine ar fi să nu le modificăm, să încercăm să... Dacă se modifică în termen, nu este nicio problemă. De asta, în termenul prevăzut de regulamentele europene, trebuie să vină. Și este foarte important să le reamintim fermierilor că dacă au modificări și aduc modificări la cererea inițială depusă la APIA, trebuie să vină să le prezinte, să se prezinte la centrul local pe raza căruia și-au depus cererea, să meargă la colegul care le gestionează cererea și să prezinte modificările. E foarte important, deoarece la controlul pe teren, mai ales la controlul prin teledetecție, o să meargă să verifice cultura și ne trezim că fermierii au declarat inițial că depun porumb, de exemplu, și ei au făcut modificări, nu l-au semănat sau modificat. Ne vom opri asupra acestor verificări, inclusiv prin teledetecția acestor controle, pentru că este un subiect foarte vast din punctul meu de vedere. Aceste modificări vizează în primul rând înlocuirea culturii, adică dacă eu m-am hotărât să pun cartofi, în cele din urmă am dat seama de fapt că voi pune porumb. Și asta trebuie modificare. Și structura de culturi declarate inițial, se pot aduce modificări și la structura culturilor, se pot aduce modificări și la suprafețe, la parcele. Păi să ne gândim că un fermier a depus cerere în 3 martie și până în 15 mai încheie un nou contract de închiriere, de arendă sau cumpără o suprafață de teren. Și atunci poate să vină cu modificări și să-și o adauge la cererea inițială. Da, măcar eu cred că așa le dă posibilitatea, pentru că aceste modificări probabil survin și, nu știu, omul vede că terenul nu este propice pentru cultura cartofului, că în primăvara asta cam ploua, sau nu știu, a fost cam uscat. Și atunci se gândește că poate semăna foarte bine porumb. Da. Și atunci e... E regulă. Poate să aducă modificări la cerere, v-am spus, este important. Trebuie scrise aceste modificări sau trebuie anunțate verbal? Se prezintă la centrul local, vă spuneam, unde are cererea, la colegul care gestionează cererea și atunci îi spune, uitați, la parcela X, la parcela numărul 2, am declarat că o să cultiv 30 de ari cu porumb și n-am reușit să seamăn și la parcela 2... Este teren necultivat sau ce știu eu, am pus cartofi, cum ziceați dumneavoastră, am plantat cartofi. Și este important să știm lucrurile acestea. Ajungem la un aspect care mie mi se pare foarte interesant și important în același timp, documentele. Știți că orice solicitare trebuie însoțită de documente. Sunt mulți primari care se tem de birocrația atragerii fonduri europene. Nu știu cum e cu aceste solicitări pentru obținerea sprijinului. Ce fel de documente? Sunt greu de obținut? E complicat? Nu e deloc complicat. Fermierii știu că în fiecare an, când s-au prezentat la depunerea cererilor SAP, s-au trebuit să aducă documente. Pe lângă fermierii persoane fizice, obligatoriu trebuie să aducă buletinul de identitate sau cartea de identitate, să ne aducă un cont bancar care să fie un cont bancar activ. Aș vrea să fac o paranteză aici la contul bancar. Este foarte bine de știut și le reamintesc fermierilor să aibă grijă să-și lase conturile pe care ni le aduc la depunerea cererii active, adică să lase ceva bănuți în ele, să nu le închidă banca, că după când APIA începe să facă plățile și contul nu este activ, este închis, atunci este o procedură mai greoaie și durează până oamenii să-și reprimească în conturi banii. Deci ați întâlnit și astfel de cazuri în care oamenii săraci... Sigur, își scot toți banii și atunci banca, nu știu, dacă nu își 5 lei sau fiecare, depinde de politica băncii, atunci închid conturile și e o procedură mai greoaie după ce își deschid un alt cont să vină la noi, să le facem modificarea coordonatelor bancare și durează până le... merg banii iarăși în cont. Așa, ziceam de contul bancar, în cazul în care fermierul este administratorul numit al unei forme simple de asociere, fără personalitate juridică, o formă constituită pe legea 36/91, atunci, pe lângă aceste documente, trebuie să ne mai aducă și contractul de societate. Pentru persoanele juridice, sigur că trebuie să ne aducă buletinul sau cartea de identitate a administratorului sau reprezentantului legal, să ne aducă de asemenea un cont bancar activ,
și să ne aducă acte care dovedesc forma de organizare, de numire, de desemnare a administratorului, să ne aducă de asemenea documente de înregistrare fiscală. Dacă cererea la APIA, dacă toți sunt aici, reamintesc fermierilor că este obligatoriu, conform procedurilor și regulamentelor europene, fiecare titular de cerere să se prezinte, să-și depună cererea. Sigur, dacă se prezintă altcineva în numele titularului de cerere, trebuie să prezinte, să fie împuternicit. Obligatoriu. Chiar dacă vin eu pentru bunicul meu. Dacă veniți dumneavoastră pentru bunic, trebuie să aveți o împuternicire notarială pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice trebuie să aveți o delegație prin care sunteți o delegație de împuternicire pe care trebuie să o prezentați, să ne demonstrați că sunteți împuternicit pentru a depune cerere la APIA. Pe lângă împuternicire trebuie să prezentați și buletinul dumneavoastră sau cartea de identitate a dumneavoastră, cât și cartea de identitate sau buletinul titularului de cerere. Și atunci banii vor intra în contul meu sau în contul bunicului? În contul bunicului, da. E foarte importantă precizarea asta. Da. Deci dumneavoastră sunteți împuterniciți să depuneți în numele bunicului. Să reprezint pe bunicul care nu se poate deplasa, da, sau are o problemă. Sigur, e adevărat. Dar banii intră în contul dânsului. Este foarte important. Este titularul de cerere, da, și bunici, titularul de cont. Nepoții. Da. Cu împuternicire să vină la APIA să depună cererea. Da. Aici, la acest capitol, apropo de contul bancar, este o chestiune obligatorie fără niciun fel de excepție. Da? Deci cei care solicită și sunt, mă rog, autorizați și sunt dreptățiți să primească bani, trebuie să aibă un cont bancar. Trebuie să aibă un cont bancar, că plățile de la APIA, APIA Central, practic, face plățile și trebuie să vireze bani într-un cont bancar. Noi nu umblăm cu banii. Ce ar însemna cu caseria. Dar, apropo, se vorbea mai de mult în media centrală și despre faptul că acești beneficiari trebuie să fie constituiți ca persoane fizice autorizate. Pentru plățile SAPS, nu. Pentru deci plățile directe pe suprafață, nu. Pot să depună cereri persoane fizice sau persoane juridice și nu este obligatoriu să fie persoane juridice. Dar stați că mai sunt câteva documente pe care trebuie să ne le prezinte la depunerea cererii. Așa cum vă spuneam, fermierii trebuie să mai aducă adeverință din registrul agricol. Cu aceste adeverințe fac dovada că au dovada utilizării terenului. Și este obligatoriu să le prezinte la depunerea cererilor, cererilor de plată, contractele de arendă, de închiriere, de concesiune se prezintă în original la colegul care preia cererea. Dacă sunt mai mult de 10 contracte de arendă, de închiriere, atunci fermierul este obligat să ne prezinte și un tabel centralizator. Cu aceste contracte, tabelul centralizator trebuie să fie vizat și ștampilată de către primărie, să poarte viza primăriei pe raza căreia se găsește terenul respectiv, și dacă au toate documentele acestea, termenul le-am spus, termenul fermierilor, atunci este obligatoriu să se prezinte la APIA. Da, toate aceste documente sunt obligatorii, fără excepții. Sunt obligatorii, da. Este foarte important. Se discută la un moment dat, și asta vreau să vă întreb, despre posibilitatea depunerii unor eventuale solicitări online. Și s-a insistat foarte mult, nu doar în privința APIA, și în alte instituții, fermierul să depună online, mă rog, cei care, și aici vorbim de tineri, 99%, că vă spun sigur, acel om de 70 de ani care n-a pus în viața lui mâna pe un calculator, e absurd să-i cerem așa ceva. Dar nu știu, poate are un nepot acasă care îl poate ajuta. Bun, cel care depune online trebuie să vină și personal sau e de ajuns online? Începând din campania 2009, dacă bine rețin, și cu siguranță așa a fost, am început să preluăm cererile IPA online, adică și în format electronic, nu numai pe hărți de hârtie, cum s-au depus în primii ani. Începând cu 2011, Centrul Județean APIA Sălaj a preluat toate cererile online. Deci depunerea cererii, actualizarea parcelelor pe care le-a solicitat fermierul în campaniile anterioare se poate face de oricine de acasă, dacă are acces la internet, are un calculator și are acces la internet, își digitizează parcelele sau le actualizează, dar asta nu înseamnă că a depus o cerere la APIA. Este obligatoriu să se prezinte la centrul local
unde a avut și în campania trecută cererea și colegul de la care este responsabil de UAT-ul respectiv îi verifică și îi închide cererea în IPA, așa spunem noi, îi închide cererea, digitizarea pe care a efectuat-o și îi aduce fermierul documentele de care vorbeam mai înainte și fermierul semnează o serie de cereri, semnează declarația de suprafață, semnează o serie de angajamente și numai când primește un număr de înregistrare în registru electronic, atunci fermierul să fie sigur că a depus cerere la APIA. Am avut în campaniile anterioare nu multe cereri, dar le-am identificat. Fermierul a digitizat acasă, a venit până la APIA, dar a plecat cu dosarul în plasă și noroc că am constatat că nu are cererea depusă. Ne-am dat seama repede și am putut să înregistrăm în timp util. De unde se depun aceste solicitări de plată? Trebuie neapărat, nu știu, la centrul care este mai apropiat de domiciliu sau nu știu cum e procedura asta? Păi procedura ne spune clar pentru fermierii care au avut cerere depusă și în campaniile anterioare. Cererea în campania 2014 se depune la centrul local sau centrul județean unde a fost depusă și în campaniile anterioare. Și pentru fermierii noi care doresc să depună pentru prima dată în campania 2014 o cerere de plată pentru plățile directe pe suprafață, poate să depună pe raza la centrul local sau centrul județean pe raza căreia are suprafața de teren sau dacă are în mai multe localități, poate să depună pe raza centrului local unde are cele mai multe parcele, unde utilizează cele mai multe parcele sau poate să depună dacă nu ajunge la centrul local unde are terenul, poate să depună la centrul local sau centrul județean unde are domiciliu. Sunt niște aspecte foarte importante, spun eu. Unde sunt centre APIA, doamna inginer? Avem în marile comune sau cam peste tot în... În Sălaj avem 7 centre locale, putem să le enumerăm. Centrul local Zalău, centrul local Șimleu, centrul local Crasna, centrul local Ileanda, Zimboru și Cehu. Da, sunt aici cam în toate zonele văd că sunt dispersate, astfel încât accesul să fie mai... Sigur, pe baza asta s-au înființat centrele locale, fermierii să nu aibă foarte mult, sigur, să nu aibă foarte mult de umblat. Și ajungem la partea frumoasă a lucrurilor, un aspect important de știut de către fermieri, care sunt schemele de plată. Aici știu că sunt mai multe, Sigur, sunt mai multe scheme de plată. Prima schemă de plată este schema de plată unică pe suprafață SAPS, tocmai vorbisem despre ea. Dacă până anul acesta au fost CNDP-urile, spuneam noi și așa le știau și fermierii, adică plăți naționale complementare. Anul acesta fiind an de tranziție, 2014 este an de tranziție, da? Fiind an de tranziție, avem ajutoare naționale tranzitorii, mai avem plăți compensatorii pentru măsuri de dezvoltare rurală, pentru măsura 211, plăți complementare pentru zona montană defavorizată, pentru măsura 214, plăți pentru agromediu și putem să le luăm pe rând. Ne puteți da câteva detalii despre fiecare în parte? Da, sigur. Putem să le discutăm pe fiecare în parte. Așa cum vă spuneam, SAPS-ul este o plată, o sumă uniformă care se acordă pe hectare, este decuplată total de producție, se finanțează din FEGA, Fondul European de Garantare Agricolă. Adică sunt bani europeni. Da, sunt bani europeni. Pot să beneficieze de plăți directe persoanele fizice, că tocmai mă întrebați, persoanele fizice și sau juridice care utilizează terenul pe care solicită plăți directe pe suprafață. Adică dacă eu vi-l dau noastră beneficiați de acel sprijin. Foarte bine ați înțeles, sigur. Deci pot să beneficieze, așa cum ziceam, cei care utilizează terenul în calitatea lor de proprietar, de arendaș, de concesionari. Sigur că nu pot să beneficieze cei care au dat în arendă, în concesiune, în închiriere, suprafețele de teren.
Ca să beneficiezi de plăți SAPS sunt niște condiții de eligibilitate, adică să utilizezi cel puțin un hectar de teren, iar hectarul respectiv să fie format din parcele de 30 de ari pentru terenul arabil și pentru fâneți și pajiști și de 10 ari pentru culturile permanente, adică pom și vii. Cred că este o măsură care se pretează foarte bine să lași timp, că aici avem parcele foarte mici de terenuri. La un moment dat se spune că avem cele mai multe parcele, e cel mai fărămițat teren din România. E adevărat, da. Asta era despre SAPS, despre ajutoare naționale tranzitorii în vegetal, că mai încolo să vorbim și de cele în zootehnie. În vegetal, la nivel de sălaj, avem ajutoare naționale tranzitorii ANT1, așa le denumim noi, fostele CNDP-uri 1, adică plății, sunt plăți suplimentare care se dau suplimentar pe lângă SAPS, se alocă din bugetul național, ajutoarele astea tranzitorii naționale, așa, și se dau pentru culturile în teren arabil. Deci acolo unde ai semănat cereale, leguminoase, da, rădăcinoase, căpșuni, da, se mai primește pe lângă plata SAPS și o plată din bugetul național care se stabilește prin hotărâre de guvern, nu știu, spune pentru 2014, vă spun pentru 2013, 21 de euro. Da, este ceva. Pentru că, până la urmă, acești bani contează pentru oamenii care lucrează pământul. Da, sigur. Pentru zona montană defavorizată, nu știu dacă știți sau fermierii noștri știu că sunt două UAT-uri, două comune care îndeplinesc aceste condiții, Zalha și Cristolțu. Deci pentru fermierii care utilizează terenuri în aceste două comune, mai avem sprijin pentru zona montană defavorizată, ZMD, îi spunem noi, este o sumă fixă, 107 euro pe hectar. Mai avem plățile de agromediu. Aici, la plăți de agromediu, fermierii noștri știu, pentru că pentru agromediu, cei care solicită plăți de agromediu, trebuie să utilizeze terenuri în zone care sunt eligibile pentru plățile respective și trebuie să încheie coapia sau să fie încheiat, o să vă spun o noutate, anul acesta, 2014, fiind an de tranziție, nu se pot încheia angajamente noi de agromediu. Se continuă angajamentele vechi, care sunt în desfășurare din campaniile anterioare și cei care au avut angajamente de agromediu care s-au finalizat, adică angajamentele de agromediu se încheie pe o perioadă de 5 ani și cei care au avut angajamente și le-au finalizat în 2013, în 2014 pot să le continue încă un an de zile, 2014. Sunt niște precizări foarte importante, vă rog. Vreau să amintim fermierilor că pentru plățile de agromediu, la plățile de agromediu intră pachetul 1, pajiși cu înaltă valoare naturală, 124 de euro primesc pentru un hectar la care au încheiat un angajament pentru pachetul 1, pentru pachetul 2, pajiști agricole tradiționale, 58 de euro, pachetul 2 merge împreună numai cu pachetul 1, deci pot să solicite pachetul 2 numai cei care au pachetul 1. Mai sunt pentru pachetul 3 pajiști importante pentru păsări. La noi, în zona noastră, este pachetul cu versiunea 3.2, 101 euro pe hectar. Mai avem pachetul 4, culturi verzi. Dacă pachetul 1, 2 și 3 se încheie numai pentru fermierii care sunt în zona eligibilă pentru aceste pachete și se încheie la nivel de parcelă, pachetul 4 poate să fie solicitat de orice fermier, de oriunde din România, care are teren arabil, se încheie numai pentru terenul arabil, se primește 130 de euro. Sigur, o să vorbim despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească. Sunt și aici niște reguli foarte... Sunt reguli care trebuie respectate și dacă ai accesat pachetul 4, sigur că trebuie să
respect regulile, că dacă nu, atunci e problema. Dar să știți că nu sunt sume de neglijat. 124 de euro, 58 de euro, da. 130 de euro la 10 hectare, ci deja vorbim de 1300 Sigur, de euro. Și gândiți-vă, dacă este un fermier în zona montană defavorizată, în Cristos sau Zalha, mai poate primi încă 107 euro pe un hectar. Deci vorbim de aproape 250 de euro per hectar în cele două comune pe care dumneavoastră ne-a spus, da. Zalha și Cristolz. Mai mult de 150, 107 cu 124, 130 și... Deci ajungem la o sumă frumoasă pe hectar. Aproape, da. Bun, vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care ne Sigur. Întoarcem pentru a ne continua discuțiile, doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii noastre Agricultura la Raport. Înainte de a ne continua discuțiile, vă reamintesc sponsorul oficial al emisiunii noastre, Societatea Sandana, care și de această dată ne-a făcut o mare, mare surpriză. A venit în această seară cu o sumedenie de produse. Avem aici frumoasa pâine cu varză, care a fost coaptă în cuptor pe foaie de varză, așa ca la bunica, pentru că ne place să spunem și să vorbim despre niște produse care ne aduc aminte de copilărie, de copilăria aceea petrecută în satul românesc, pe care sper să-l mai avem și în următoarele decenii. O sumedenie de produse, toate foarte frumoase, care miros, doamnelor și domnilor, foarte bine. Avem aici un exemplu de pâine, ce să zic eu, care cel puțin pe mine mă face să nu mă gândesc foarte bine la tema pe care urmează să o abordez în minutele următoare. Le mulțumim încă o dată celor de la Sandana. Revenim, doamna inginer, la aceste pachete despre care am discutat. Ce alte pachete mai sunt acum în... Păi, înainte de pauză vorbeam despre pachetul 4 și vă spuneam că se poate încheia adică se poate face oriunde în România, că este un pachet care se face obligatoriu în terenul arabil. Și mai avem pachetul 5, care este cu mai multe variante, este agricultura ecologică. Vă spuneam că anul acesta nu se pot încheia angajamente noi pentru pachetele de agromediu. Din 2015 se preconizează ca agricultura ecologică să fie o schemă nouă. Să așteptăm să se aprobe nou PNDR și să vedem cum o să fie aprobat. Și vă spuneam de pachetul 5, care are mai multe variante, culturi agricole pe terenurile arabile, legume, livezi, vii, plante medicinale, în funcție de variantă și cuantumurile la hectar. Inclusiv în privința plantelor medicinale se pot oferi bani? Sau da, există... da, se pot oferi. Bineînțeles că se poate accesa pachetul 5 numai pentru terenurile care au ieșit din conversie și care sunt certificate ecologic. Se certifică ecologic de către o firmă de inspecție care este acreditată în acest sens. Dar aici regulile sunt puțin mai stricte în agricultura ecologică. Trebuie să respecte. Adică... pentru bani în plus trebuie respectate condiții în plus. Evident. Și vorbim de niște produse diferite față de cele obișnuite, pentru că aici este altceva. Bun. Vreau să discutăm despre un subiect care a adus asupra sa foarte multă atenție, inclusiv din partea mass media. Dacă eu dau foc la vegetația de pe un teren agricol, mai primesc bani? Și de ce vă întreb acest lucru? Pentru că pompierii de nenumărate ori au spus că nu este normal să se întâmple așa ceva, dar că în anii trecuți au fost întâlnite foarte multe cazuri, cu excepția acestui an în care se pare că oamenii sau, mă rog, cei mai mulți au înțeles totuși că e o problemă și că nu este în regulă și că nu vor primi bani. Nu este în regulă să dați foc odată. O să fiți sancționați de către APIA sau chiar excluși de la plată și în altă ordine de idei o să fiți probabil sancționați și de către ISU. Asta știu sigur. Da, și în altă ordine de idei distrugeți ecosistemele care se formează la nivelul solului și nu ar fi indicat. Deci nu este indicat. Cel care, nu știu, cel care totuși incendiază terenul pe lângă
cele două amenzi, să presupunem, care le primește, va mai primi de acum înainte sprijin la suprafață sau le excludeți? Este sancționat și probabil până la excludere ajungem. Dacă noi avem un protocol de colaborare cu cei de la ISU și ei ne anunță și în perioada de informare a fermierilor, înainte de preluarea cererilor, avem o perioadă de informare în fiecare an și în perioada de informare vreau să vă spun că am mers împreună cu cei de la ISU în toate comunele și noi am informat fermierii vis-a-vis de ce pot să primească de la APIA și dânsii au informat cu privire la focul deschis și ce, în ce condiții pot să aprindă și cum. Și, deci nu este de glumă până la urmă. Nu este de glumă și toată nu, povestea asta. Sigur, nu ar trebui să se aprindă, nu se respectă gaiecurile și noi avem niște gaiecuri în acest sens și duc la sancțiune, v-am spus, și chiar la excludere. Până la urmă, eu cred că aceste acțiuni sunt foarte binevenite. Oamenii ar trebui să înțeleagă că igienizarea nu înseamnă că luăm o brichetă și dăm foc cam la ce vedem noi în față. Că nu, e o problemă aici și de mentalitate până la urmă. Dar lăsăm chestiunea asta la o parte, să sperăm că mentalitatea se va schimba. Știu că sunt organizate și controle, inclusiv de prin satelitele, detecție. Sunt niște termeni mai complicați, mai... Sigur că după ce noi preluăm cererile din 10 iunie începând, începem o mulțime de controle. Începem cu controlele administrative în sistemul nostru informatic, controlele administrative ale cererilor de plată și în urma controlelor administrative se stabilesc dacă sunt erori în preluarea cererilor, dacă sunt suprapuneri, dacă sunt supradeclarări. Fermierii noștri trebuie să știe că prin APIA nu se plătește la unul sau la mai mult de un fermier aceeași suprafață. Deci dacă doi fermieri au suprapus aceeași suprafață de teren, fermierii o să fie chemați, notificați la APIA să vină. Da, ați avut și astfel de cazuri că au solicitat pentru aceea? Bineînțeles, sigur că sunt. Din neștiință, din identificare greșită, pot să vină și să solicite aceeași suprafață de teren. Pe aceeași suprafață de teren. Deci prezintă documente, sigur că am și eu în blocul fizic 100, aveți și dumneavoastră în blocul fizic 100, dar ne-am identificat și eu și dumneavoastră în același loc. Și atunci este o problemă și în regulamentele europene, legislația națională nu ne permite să plătim pe aceeași suprafață mai mult de un fermier. Ar fi adică culmea, trei oameni să ia pentru același teren să ia sumă de bani. Ar fi... Pe lângă supra-declarări, în urma controlelor administrative se stabilesc, pe lângă suprapuneri, vreau să zic, mă scuzați, se stabilesc supra-declarările. Adică în blocul fizic 100, dacă tot era vorba de blocul fizic 100, au solicitat 10 fermieri, blocul fizic are 10 hectare și noi împreună, cei 10 fermieri, am cerut la APIA 10 hectare și un ar. 10,1. Să știți că nu ne lasă sistemul informatic să mergem mai departe până nu rezolvăm supra-declarările. Deci dacă le declar mai mult în speranța că voi lua de la APIA nu știu câte miliarde, deși am vreo un hectar de teren, nu am șanse să iau bani, păi, nu? Nu aveți nicio șansă, pentru că vorbeam la depunerea cererii, trebuie să ne prezentați acte care să dovedească dreptul de utilizare sau utilizarea, da? Și atunci dacă ne aduceți acte că aveți, atunci vă puteți declara, dacă nu, atunci nu, dar permiteți-mi încă o paranteză aici. Dumneavoastră ziceați că vreți să declarați în plus față de ce aveți și eu vă spuneam că speranța că iau mai mulți bani. Da, da, nu puteți. Dar vreau să le transmitem fermierilor că este obligatoriu să declare toate suprafețele pe care le dețin și le utilizează. Chiar dacă nu sunt eligibile la plată, adică dacă n-au peste 30 de ari sau peste 10 ani. Dacă e o parceluță acolo. Deci este obligatoriu să o declare, deoarece procedurile și legislația asta spune. Trebuie să declare toate parcelele și să mențină bunele condiții agricole pe toată suprafața utilizată. Da, e o chestiune, zic eu, care merită băgată în seamă, așa cum spunem noi în termen popular, la nivel de județ sălaj. Spuneați la începutul emisiunii noastre despre zootehnie. Aici este un alt capitol important. Dacă nu prea mai avem noi foarte multe vaci cu lapte, știu sigur că avem oi
Că ni s-a spus de la Direcția Agricolă, toată lumea... A crescut efectivele de ulei. Avem, nu știu, vreo 200 și ceva de mii, sper că nu greșesc. Poate acum sunt mai multe. Bine ar fi să fie mai multe, s-a cam dublat efectivele. De ce putem beneficia la capitolul zootehnie? Da, la capitolul zootehnie avem noutăți. Chiar azi, înainte de a pleca de la birou, am aflat că în perioada 6 mai, 30 mai, conform ordinului 573/2014, acest ordin a apărut în monitor oficial în 18.04.2014, deci conform acestui ordin, în perioada asta de care ziceam, se pot depune cereri pentru vechile CNDP-uri. Anul acesta sunt ajutoare, fiind an de tranziție, sunt ajutoare naționale tranzitorii. Așa, pentru bovine, pentru lapte, pentru ovine și caprine. Știu fermierii, vechile CNDP-uri se pot depune anul acesta pe o singură cerere de plată. Criterii de eligibilitate, trebuie să le citesc că nu este serviciul meu și să nu greșesc. Pentru bovine, ajutoare naționale tranzitorii se acordă exploatațiilor care au cel puțin 3 capete peste 16 luni la 31.01.2013, pentru fermele vechi, pentru exploatațiile noi înființate în perioada 1-2013 până la zi, trebuie să aibă, ca să fie eligibile, 3 capete peste 16 luni la data de 17.04.2014. Așa, pentru anul 2013 s-au plătit deja pentru bovine 455 de lei pe cap. La noi, la Centrul Județean Sălaj, au fost înregistrate 3.007 cereri pentru 14.050 de capete de vaci, în campania 2013 vorbesc. Pentru lapte trebuie să fermierii să fie eligibili, trebuie să fie înscriși în sistemul cotelor de lapte, să fi livrat peste 3 tone de lapte pe lună sau pe per an, pe anul de cotă. Și vorbim pentru cei înscriși mai de mult în sistemul cotelor de lapte să fi livrat peste 3 tone în anul de cotă 2012-2013. Anul de cotă începe la 1-a, 4-a și se termină la 31-a, 3-a anul următor, iar cei care s-au înscris de curând în sistemul cotelor de lapte trebuie să fi livrat tot așa 3 tone de lapte pentru anul de cotă 2013-2014. Anul trecut s-a acordat 92 de lei pe tonă de lapte livrat. Au fost solicitate... Așa, plăți complementare pentru 14.649,741 de tone, la nivel de județ Sălaj vorbesc. Vorbim și despre ANT-urile, adică ajutoare naționale tranzitorii pentru ovine și caprine. Sunt eligibili fermierii care au, la data depunerii cererii, peste 50 de ovine și 25 sau peste 25 de caprine. Anul trecut s-au acordat 38,23 de lei pe cap. Au fost înregistrate 1176 de cereri cu 231.163 de capete. Și aici vorbim, văd că de sume, fac o paranteză, de sume destul de importante. Am văzut un exemplu de 455 de lei per cap. Per cap de vacă. De vacă. Este o sumă, zic eu, acum nu sunt eu specialist în agricultură, dar eu zic că sunt niște sume care, la modul cel mai serios, ar trebui să facă oarecum lucrurile să funcționeze, acele rotițe. Să se miște așa cum ar trebui. Sigur, probabil fermierii care au bovine și ovine, o să zică că nu e destulă suma, dar totuși este ceva. Este ceva, pentru că a fost și un moment în care nu se primea nimic. Sigur. Și atunci cred că era mai... Eu cred că lucrurile cu 455 de lei, eu cred că se poate cumpăra niște fân pentru acea vacă. Evident, siguranță. Sunt multe alte. Nu mai vorbim de munca omului care se trezește la 3 dimineața și astea sunt deja alte aspecte normale. Deci cam asta ar fi, da, vă rog. Și mai avem ajutoare specifice pentru zona montană defavorizată, deci iarăși ne întoarcem la cele două comune pe care le avem. Cristolțu și Zalha. Fermierii din aceste două comune pot să beneficieze de vaca de lapte
pentru exploatațiile care au între 2 și 15 capete, quantumul este de 90 de euro pe cap. Anul trecut am avut 306 cereri pentru 926 de capete. De asemenea, pot beneficia pentru bivolițe. Fermierii care au între 1 și 50 de capete, 187,5 euro pe cap. Pentru ovine și caprine din zona defavorizată, cei care au între 50 și 300 de capete, 6,5 euro pe cap. Anul trecut au fost 45 de cereri pentru 7.385 de capete. Și aici sunt sumele și mai frumoase. E păcat că la nivel de sălaj avem numai două. Sunt niște condiții, trebuie să fie la anumită altitudine sau care e regula? Sigur, da, trebuie să fie peste 600 de metri altitudine, da, sau să fie altitudinea medie între 400 și 600 de metri și să aibă o pantă anumită inclinație. Da, peste 15 sau peste 15%. Și în zona noastră, numai Cristolțu și Zalha. Și să nu uit să vă spun că până la sfârșitul lunii aprilie, până în 30 aprilie, se pot depune cererile pentru acciza la motorină. Foarte important aspect. Da, pentru cei care au achiziționat motorină în trimestrul 1 al anului 2014. Știți că se suportă diferența de acciză până la 21 de euro pe tonă, circa 1,4 lei pe litru. Sunt circa 300 de potențial beneficiari, adică cei care au încheiat un acord prealabil pentru motorină. Știți că trebuie să fie persoană fizică autorizată, asta probabil m-ați întrebat la un moment dat, deci trebuie să fie o persoană juridică neapărat și trebuie să fie depus tot neapărat până la 31.12.2013 un acord prealabil la APIA, în care să specifice că în anul următor vor solicita acciza pentru motorină. Nu vreau să încheiem această emisiune, deși se apropie timpul, de muștar. Muștar de obicei îl utilizăm la când mâncăm mici sau alte. Am înțeles că se dau bani, am făcut o glumă, și pentru astfel de cultură. E o cultură verde, ne puteți da câteva detalii? Păi, am vorbit de pachetul 4. Muștarul este una dintre cele 6 plante care se pot cultiva în cadrul pachetului 4. Deci oriunde, v-am spus, oriunde în țară se poate face pachetul 4. Pachetul 4 este la nivel de exploatație, adică dacă ai încheiat un contract, așa, un angajament de agromediu pentru pachetul 4 pe o perioadă de 5 ani, trebuie să respecti numai suprafața de la inițială, adică ai încheiat pentru un hectar, 5 ani trebuie să-l faci, poți să modifici parcelele unde faci hectarul respectiv. Așa, și v-am spus, este la pachetul 4, trebuie să îndeplinească niște condiții fermierii care accesează, să însămânțeze planta verde în perioada 1 august 30 septembrie, trebuie să o încorporeze în sol din 15 februarie până în 31 martie. Dacă nu reușește, că nu-i permit condițiile meteorologice, este zăpadă, este apă, nu pot să o încorporeze în sol, trebuie să vină la APIA și să anunțe că n-au putut să încorporeze până la 31 martie, dar pot să o încorporeze numai târziu de 15 aprilie. Dacă vin și anunță că au încorporat-o, colegii noștri merg la control, dacă constată că nu a fost încorporată sau n-a fost făcut pachetul 4, așa cum spune procedura, atunci îl selectăm manual la controlul pe teren și pe lângă că verificări, da, și banii înapoi dacă nu respectă în 5 ani de zile agromediu. Nu respectăm regulile, ne trezim că trebuie să plătim, să returnăm, deci, banii. Vorbeați dumneavoastră de mentalitate și credeți-mă că trebuie să ne schimbăm un pic mentalitatea și să fim corecți în ce declarăm și să fim corecți, să ne respectăm condițiile pe care le semnăm. Nu e cu noi să fim corecți înainte de toate. Da, după aceea deja. Pe care le semnăm, știți cum e, nu mai putem spune că n-am știut. Adevărat, să nu ne plângem. Să fim informați.
Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Sper să ne mai vedem și cu alte ocazii. Ce să le urăm noi fermierilor, agricultorilor, nu știu, fermieri mi se pare un termen forțat. Fermierilor, celor care lucrează pământul de la sat din satul Sălăjan, o agricultură cât mai profitabilă. Da. Cred că este cel mai bun. Să fie sănătos, să poată munci terenurile, da, și să vină la APIA când sunt programați, să vină, că a mai rămas puțin timp și nu v-am spus că până astăzi de dimineață aveam 15.182 de cereri depuse și anul trecut, până la finalizare, până în 11 iunie a fost termenul anul trecut, am avut 24.839. Deci mai avem până la 25.000. Grăbiți-vă la APIA. Trebuie să se grăbească, da. Să nu rămână pe ultimele zile, pentru că, din experiență vă spun, anul trecut, în 15 mai, când a fost ultima zi fără penalități, am preluat peste 1100 de cereri. Vă dați seama, totul într-o zi până la 12, până la orele 24, vă dați seama ce presiune a fost pe colegii noștri și fermierii au trebuit să stea și să aștepte să vină când sunt programați. Din atunci se evite și aglomerația? Colegii au timp să le explice, să informeze, să vadă dacă sunt nereguli în digitizări și... Să fie tot în regulă. Să fie tot în regulă. Mulțumim tare mult. Doamnelor și domnilor, mulțumim și sponsorului nostru al acestei emisiuni, firma Sandana, cu brutăria Horatu Crasnei, brutăria Patiseria din Zalău. Pe lângă produsele obișnuite de serie mare, vorbim aici de franzelă albă, neagră, cozonaci, specialități cu diverse umbluturi. Firma a introdus în sortimentație în ultimii ani și câteva produse cu rețete de casă, tradiționale. Vorbim aici de pâine pe varză, pâine coaptă în tavă, ca la bunica. Să nu uităm de bunica, la care mulți ne gândim din când în când, din fericire, dar din păcate mulți nu o mai avem. La cozonaș tradițional cu nucă și alte umpluturi, nu uitați, experiența face diferența. Mulțumim tare mult, Sandana, mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați urmărit în această seară. Rămâneți cu programele Sălăjanul TV.